vom deschide Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 1 și voi citi de la versetul 4 la versetul 8. Pe când se aflau cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis si el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strângi la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou părăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului, amin. Vă rog să ocupați locurile. Deoarece sărbătorim cinzecimea sau coborârea Duhului Sfânt, vom lăsa puțin deoparte 2 Tesaloniceni. Poate v-ați obișnuit că avem o serie de predici din epistola 2 Tesaloniceni. Dar facem așa câte o derogare din când în când, când avem vreun eveniment sau când e vreo sărbătoare, și lucrul ăsta nu e păcătos, e foarte bine, mai schimbăm așa ritmul și ne adaptăm la situație. Și astăzi aș vrea să ne concentrăm atenția asupra învățăturii despre botezul cu Duhul Sfânt, cum îl numește Domnul Isus în textul nostru, o învățătură pe care eu o consider deosebit de importantă, mai ales pentru vremurile noastre. Mai multe lucruri despre botezul cu Duhul Sfânt puteți găsi în cartea mea Rădăcinile Vieții Spirituale, unde am un subcapitol dedicat acestui subiect, botezul cu Duhul Sfânt. Astăzi voi încerca să sintetizez această învățătură și dorința pe care o am e să stârnesc în inimile voastre măcar o mică dorință, N-am pretenția să stârnesc o mare dorință, dar măcar o mică dorință. Să reușesc să stârnesc în inima voastră de a experimenta plinătatea Duhului și libertatea pe care Duhul Dumnezeu o aduce peste viețile noastre când suntem plini de prezența și de puterea Lui. Toțer, un apreciat slujitor creștin și un autor care a scris foarte multe cărți creștine, mulți dintre voi probabil îl cunoașteți, ați citit ceva măcar de autorul acesta, spunea, citez, nu este suficient ca o biserică locală să aibă doar o etichetă de ortodoxie, adică să fie corectă doctrinar. Trebuie să reexperimentăm acel fel de trezire spirituală care să sfârșească într-o nouă putere morală. Într-o nouă dorință de separare de lume, o nouă curăție de inimă, o nouă revărsare a darurilor Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Bisericele noastre, frați și surori, au nevoie de prezența reală a Duhului Sfânt. Nu avem nevoie de manipulări psihologice, nu avem nevoie de teatru ieftin în bisericele noastre, nu avem nevoie de spectacol bisericesc. Avem nevoie de biserici în care Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere și să implanteze în mințile și în inimile noastre cuvântul dătător de viață al lui Dumnezeu. Ce rost are să ne simțim bine la o slujbă dacă plecăm vechi, tot așa cum am venit? Ce rost are să organizăm slujbe captivante dacă nu se schimbă ceva în inimile noastre? Dacă nu ne transformăm tot mai mult după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar ca noi să putem fi schimbați după chipul lui Dumnezeu și ca bisericile noastre să poată fi schimbate după chipul lui Dumnezeu, avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu care să transforme inimile noastre. Aceasta e dorința mea. Să avem slujbe în care Duhul lui Dumnezeu să lucreze și să se atingă de inimile oamenilor. Și la urmă, oamenii nu să vină să zică, frate, foarte frumos ai cântat, ci să zică, frate, m-a atins Dumnezeu prin cântarea ta, m-a atins Dumnezeu prin predica ta, mi-a vorbit Dumnezeu, m-a pus pe gânduri, m-a determinat să schimb ceva. Nevoia de schimbare este urgentă în vremurile noastre. Pentru că dacă nu vom schimba ceva, ci vom rămâne la fel de vechi, într-o zi Dumnezeu ne va cere socoteală. Și cum vom sta înaintea lui vechi? Trebuie să stăm înaintea lui noi și numai Duhul lui Dumnezeu ne poate în noi. Există cel puțin două poziționări greșite pe care trebuie să le evităm când vine vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Prima, este să credem că botezul cu Duhul Sfânt este tot una cu manifestările ciudate pe care le vedem noi pe YouTube pe Facebook sau pe alte canale de informare în masă. În epoca aceasta a YouTube-ului și a Facebook-ului, foarte ușor ai acces la niște manifestări de noi nu ne facem cruce, dar după vorba noastră românească, îți vine să-ți faci cruce de ce vezi în unele comunități. Și atunci, foarte ușor, putem pune eticheta aceasta, uh, uite, așa se manifestă Duhul lui Dumnezeu, mai degrabă nu acceptăm așa ceva. Am văzut recent niște imagini dintr-o biserică din America, unde frații de bucurie dansau prin biserică. Acum n-am nimic cu faptul că oamenii se mai mișcă în stânga și în dreapta, aș prefera o atmosferă puțin mai veselă decât să-i vezi pe oameni că nu se nici niciun centimetru, rămân încremeniți în timp și spațiu, fix, cu ochii la, la, ecran. E bine să ne mai mișcăm și pentru sănătate, e bine să mai dăm din mâini câteodată, ne mai dezmorțim oasele, nu e greșit. Dar la un moment dat, în bucuria aia exuberantă care e cu prințesele pe oamenii din biserica respectivă, unul dintre frați se urcă pe amvon. Și începe să danseze pe amvon din toate puterile lui. Noi avem amvoane mai mici aici în biserică, să nu dăm, posibilitatea nimănui să sară pe anvon. Dar văzând astfel de imagini, venind dintr-un context românesc destul de conservator, mi-a zis, bine mă frate, n-am înțeles că te miști, înțeleg că dai din... Măi, dar chiar pe anvon? Chiar pe anvon? Și atunci poți imediat să tragi concluzia asta de cât bucurie în biserică, mai degrabă sobrietate, că bucuria te face să dansezi pe anvon. Foarte ușor putem să Tragem niște concluzii greșite. Putem să vedem niște manifestări bizare și să zicem, a, Duhul lui Dumnezeu nu așa lucrează, decât așa mai degrabă, nu? Și în felul acesta nu-i permitem lui Dumnezeu să se manifeste în mijlocul comunităților noastre. Și nu putem să experimentăm bine binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că ne concentrăm prea mult pe falsitate, ne concentrăm prea mult pe erorile care sunt în jurul nostru, din păcate. Și uităm să experimentăm adevărata revărsare a Duhului Sfânt. Aceasta ar fi prima extremă pe care cred eu ar, că ar trebui să o evităm. Să nu credem că Duhului Dumnezeu e întotdeauna prezent atunci când sunt niște manifestări bizare. Aceste manifestări nu sunt totuna cu manifestările Duhului Sfânt. Apoi a doua extremă pe care o consider periculoasă, E să credem că botezul cu Duhul Sfânt este, este necesar, dar să nu ne intereseze. Și cred că în vremurile pe care le experimentăm noi, în zilele din urmă, caracterizate mai ales de o lene spirituală și de o apatie spirituală îngrijorătoare, aceasta este o atitudine mai periculoasă decât prima. Adică, da frate, zici bine... Scrie în Biblie că veți fi botezați, scrie în Biblie că veți fi plin de Duhul lui Dumnezeu, dar eu n-am timp de treburile astea. Eu muncesc 12 ore pe zi, eu am 2-3 copii acasă care îmi fac capul pătrat, eu nu mă mai înțeleg cu nevasta, eu nu mai am timp să citesc, eu n-am nevoie de treburile astea. Le lăsăm acolo în Biblie, le lăsăm pentru extremiștii religioși care stau pe genunchi toată ziua. Îi bine că vorbiți despre ele, dar pe mine nu mă interesează atitudinea aceasta s-ar putea să te caracterizeze și pe tine. Să citești în Biblie și să zici foarte frumos. Dar câți dintre noi atunci când auzim despre botezul cu Duhul Sfânt, ne întrebăm, Doamne, eu am primit acest botez? Cât dintre noi atunci când citim despre plinătatea Duhului Sfânt, ne uităm în viața noastră și spunem, Doamne, noi suntem plini de Duhul Tău. Avem puterea Ta peste noi sau trăim în firea pământească. Nu-i pune limite lui Dumnezeu. Plinătatea lui Dumnezeu nu-i doar pentru o categorie specială de oameni, e pentru tot poporul răscumpărat. Amin? e și pentru tine. Când citești în Biblie astfel de lucruri, tu ar trebui să spui, Doamne, vreau și eu să experimentez. Bun, s-ar putea să muncești cu patru ore mai puțin pe zi, asta e. S-ar putea să pierzi 2000 de franci pe lună, asta e. S-ar putea să mai tai din timpul tău de distracție, asta e. Tu ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. N-ai nevoie să îngrași firea pământească până plesnești. Ai nevoie să te umpli de Duhul Sfânt. Și ai nevoie să-ți duci mântuirea până la capăt în puterea Duhului Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, nu suntem decât carne păcătoasă. Suntem pierduți fără Duhul Sfânt. Iată de ce cred că a fi plin de Duhul lui Dumnezeu este o nevoie urgentă a vremurilor noastre. Și dacă am evitat aceste poziționări greșite, adică nu ne uităm doar la extreme. Nu arătăm doar cu dege, nu suntem negativiști, a, decât așa mai degrabă nu. Nu suntem nici nepăsători, nu suntem nici apatici, ci suntem dornici să experimentăm puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm ce ne învață Scriptura despre botezul cu Duhul Sfânt și primul lucru pe care vreau să vi-l arăt în această seară e că absolut toți evangeliștii, ne referim la cei patru care au scris cele patru evanghelii, vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt și din start ajungem la concluzia că este un subiect important din moment ce apare menționat în toate cele patru evanghelii. Și cred că este și mai important ca uitându-ne în aceste texte să vedem care este necesitatea sau de ce este necesar botezul cu Duhul Sfânt și care este contextul în care pasajele despre botezul cu Duhul Sfânt apar în Evanghelie. Haideți să ne uităm pentru început la textul din Matei, capitolul 3, voi citi de la versetul 10 la versetul 12. Matei, capitolul 3, de la versetul 10. Iată că se curea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună, va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, spune Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i desleg încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce vreau să observăm din textul acesta? Scopul botezului cu Duhul Sfânt, cel puțin în concepția lui Ioan Botezătorul, este legat de rodirea credinciosului. Fără roadă bună vom fi tăiați, spune el. Iisus are securea înfiptă la rădăcina pomilor, adică acțiunea de judecată împotriva nerodirii a început. Cei răscumpărați trebuie să aducă roadă. Fără roadă bună, pomii sunt condamnați la pieire. Nimeni nu ține un măr în livadă doar pentru umbră. Pomii trebuie să aducă roadă. Cei neroditori vor fi tăiați și aruncați într-un foc care nu se va stinge. Ca să aducem roadă și ca să nu trecem prin focul judecății, el ne botează cu Duhul Sfânt și cu foc. E ca și cum Dumnezeu ne trece acum prin focul Duhului, care ne face să rodim, ca în ziua aceea să nu fim condamnați. Așadar, botezul cu Duhul Sfânt este necesar pentru rodirea noastră, ca să aducem roade pentru Dumnezeu, ca să putem fi de folos împărăției lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel ce ne face să aducem roadă pentru Dumnezeu. Acțiunea aceasta de transformare pe care o face Duhul lui Dumnezeu în noi nu este ușoară. Ea produce durere, necurăță, orice curățire implică durere, dar e de preferat să experimentezi durerea pocăinței pe pământ decât focul veșnic. Și de aceea Duhul lui Dumnezeu ne trece prin tot felul de perioade de încercare ca să ne curățească, ca să ducem roadă pentru Dumnezeu. Frați și surori, dacă de sau dacă uneori vă întrebați de ce aș avea o nevoie de botezul acesta, iată un motiv, ca să aduci roadă pentru Dumnezeu, ca să fii plin de roduri bune pentru Dumnezeu. Haideți să ne uităm la textul din Marcu, Marcu capitolul 1 de la versetul 7 la 8. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor. Eu da v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Observăm în pasajul acesta diferența fundamentală dintre botezul lui Ioan și botezul lui Isus. Botezul lui Ioan este un botez care ține de exterioritate, cu apă, spre exterior. Dar Isus vă va boteza cu ceva ce eu nu sunt capabil să vă botez. El vă va da un botez care va intra în voi. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt ține de interiorul nostru, nu de exteriorul nostru. Apa se ocupă de exterior, Duhul se ocupă de interior. Apa este doar un simbol al curățirii. Duhul Sfânt este elementul sau agentul real al curățirii sufletești. Avem nevoie și de apă, dar avem nevoie și de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de botezul în apă, dar avem nevoie și de botezul cu Duhul Sfânt, pentru că El transformă interiorul nostru, transformă inima noastră. Luca, capitolul 3, versetul 16 și 17. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și care eu, eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și acum vreau să fiți atenți la amănuntul acesta. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânare, ar pleava o var de într-un foc care nu se stinge. Ideea de curățire este foarte puternică în textul acesta. Expresia aș va curăți cu desăvârșire aria este apăsătoare. Pentru că nu vorbim aici de o curățire superficială. Te-ai spălat pe mâini, da, două minute, două secunde, trei, zeci de minute, cât te-ai spălat pe mâini? Păi am intrat și eu, mi-am clătit mâinile și m-am șters. Te-ai frecat cu săpun, ai intrat în toate crăpăturile, ți-ai dat toată mizerea de pe mâini cum te-ai spălat pe mâini, cât de bine te-ai spălat pe mâini. Intră uneori copiii tăi în casă, intră în baie, în secunda următoare au deschis ușa în baie, te-ai spălat pe mâini, da, ei nu au deschis robinetul și au plecat. Nu s-au spălat. Isus își va curăți cu desăvârșire aria, înseamnă că Dumnezeu nu se mulțumește cu lucruri superficiale în viața ta. Dumnezeu nu va accepta niciodată compromisuri în viața ta. Doamne, m-am lăsat de păcatul ăsta, dar știi, mai am vreo cinci, de astea nu prea m-aș lăsa. Că uite, știi, mai e greu să mă las de ele și plac pe deasupra. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Când Dumnezeu te botează cu Duhul Sfânt, El vrea să intre în toate cotuloanele inimitale și vrea să facă o curățire desăvârșită. Așadar, botezul cu Duhul Sfânt are de-a face cu desăvârșirea noastră. Iar noi în Scriptură suntem chemați să mergem spre desăvârșire. Dumnezeu a dat în biserică daruri pentru desăvârșirea sfinților. Cum te desăvârșește Dumnezeu pe tine? Te botează cu Duhul Sfânt ca să ai puterea curățitoare în inima ta. Din nou vedem aspectul acesta al curățirii care este legat de botezul cu Duhul Sfânt. De ce ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că ai nevoie de curățire. De ce am nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Pentru că am nevoie să fiu desăvârșit după chipul lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu. Frați și surori, în zilele noastre, oamenii nu prea mai slujesc cu pasiune și sunt inactiv spiritual, știți din ce motiv? Pentru că nu sunt plin de Duhul lui Dumnezeu. Eu am descoperit un lucru în slujirea mea pastorală. Oamenii care trăiesc cu Dumnezeu și sunt plini de Duhul lui Dumnezeu au o dorință extraordinară de a-l sluji pe Dumnezeu. Se întâmplă ceva fenomenal aici. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste tine, el îți dă dorința aceasta de a-l sluji pe Dumnezeu. Pentru că o inimă curată întotdeauna va fi atrasă spre Dumnezeu o inimă murdară va fi atrasă spre lume, va fi atrasă spre păcat. Dar când inima ta este curățită și cu cât e mai curățită inima ta, cu atât va fi mai atrasă de către Duhul lui Dumnezeu, spre Dumnezeu. Vei fi dornic să-L slujești pe Dumnezeu. Vei fi dornic să faci ceva pentru biserica lui Dumnezeu. Când Petru spune nu fiți nici leneși, nici neroditori, el de fapt vrea să zică fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că doar El vă va face să-L slujiți pe Dumnezeu vă va desăvârși. Ioan capitolul 1 de la versetul 32 la 34. Ioan capitolul 1. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Așadar, cine botează cu Duhul Sfânt? Păstorul bisericii? Bătrânii bisericii? Grupurile de rugăciune? Cine botează cu Duhul Sfânt? Fiul lui Dumnezeu. Iisus este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și ce învățăm de aici? Că dacă vrem să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să ne apropiem de Hristos. Trebuie să ne apropiem de El. Știu că unii ați vrea să discutăm și despre extreme, despre manifestări bizare. Sunt acestea prezente în Biserica lui Dumnezeu în vremurile noastre? Cu siguranță că da, din păcate. Probabil că în zilele din urmă se vor înmulți. Dar eu n-aș vrea să ne focalizăm pe aceste extreme. Sunt unele dintre ele periculoase? Unele da, unele sunt periculoase, altele nici nu se merită să le bagi în seamă. Unele probabil că influențează pe cei les necrezători. Dar aș vrea în această seară să faci altceva. Decât să te consider un justițiar care strigă, Hă, uite ce se întâmplă în biserica cu tare, o, uite în biserica cu tare. N-ai vrea mai degrabă să te uiți în inima ta și să te întrebi dacă Duhul Sfințeniei și al Curățirii este peste tine? dacă prin tine se folosește Dumnezeu și biserica în care ești beneficiază de harul care e revărsat peste tine, de galerii care se strige împotriva erorilor, e plin internetul. Dar avem nevoie de oameni plini de Duhul Sfânt. Avem nevoie de oameni care să aducă zidire comunităților locale. Ești un astfel de om, sunte un astfel de om în care Duhul lui Dumnezeu lucrează sfințenie, lucrează desăvârșire și toarnă daruri pentru zidirea bisericilor. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu ți va da daruri pentru îngrășarea ta spirituală. Folosesc termenul acesta pentru că sunt foarte mulți care zic: Am daruri, frate, am daruri, frate. Bun, unde le folosești? Niciodată Dumnezeu nu-ți dă daruri pentru tine. Arătarea Duhului este dată spre folosul altora. Dacă Biserica nu este zidită de darurile pe care tu pretinzi că le ai, s-ar putea să nu fie darurile Duhului Sfânt. Întotdeauna, Duhului Dumnezeu aduce zidire comunității. Amin? Și dacă am văzut lucrurile acestea importante din cuvântul lui Dumnezeu, haideți să enumerăm pe scurt ce spune Biblia despre semnificația botezului cu Duhul Sfânt. Primul lucru pe care îl menționăm este acesta. Botezul cu Duhul Sfânt este un botez al puterii. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Frați și surori, nu este un râs batjocoritor, nu este niciun zâmbet de superioritate, dar discutând cu oamenii, am constatat această atitudine plângăcioasă, frate, nu mai pot, frate, nu mai pot. Bun, de ce nu te umple de Duhul Sfânt? Nu mai poți, înțeleg, nu mai poți. Firea pământească nu mai poate la un moment dat, niciun om la un moment dat nu o să mai poată. E normal că nu mai poți, e foarte bine că nu mai poți. Pentru că măcar atunci s-ar putea să-ți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu. Și că ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Bun, nu mai poți. Ai ajuns în punctul ăsta în care spui, nu mai pot, frate. Și eu te întreb, nu vrei să fii plin de Duhul Sfânt ca să primești putere? Pentru că aceasta e mesajul pe care Dumnezeu ni-l dă în ziua cinzecimii. Voi nu o să mai puteți. Voi sunteți slabi, voi sunteți neputincioși. Dar când va veni Duhul sunt peste voi, veți primi putere. Cinzecimea înseamnă putere. De ce ne plângem că nu mai putem? Pentru că nu suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Și de ce nu suntem plini de Duhul lui Dumnezeu? Iată o întrebare care ar trebui să ne pună pe gânduri. Oare nu cumva ne-am lipit inima mai mult de lucrurile firii decât de lucrurile lui Dumnezeu? Oare nu alergăm mai degrabă după împărăția de jos decât după împărăția de sus? Pentru că Duhul lui Dumnezeu se coboară atunci când ne gândim la lucrurile de sus. Când mintea noastră este sus, Duhul lui Dumnezeu se coboară. Când inima noastră se smerește, când inima noastră se deschide față de Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste noi și aduce putere. Soluția la slăbiciunea ta spirituală e puterea lui Dumnezeu. E puterea Duhului Sfânt. Ai nevoie de această putere. Am nevoie de această putere. Biserica noastră are nevoie de această putere. De aceea, frați și surori, vă încurajez să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să ne umple cu puterea Sa. Le spuneam fraților seară la rugăciune că tocmai am terminat de citit o carte intitulată Autopsia Bisericii. O carte simplă, ușor de citit, destul de scurtă. s-a făcut foarte multă publicitate în ultima vreme. Autorul spunea că e în posesia unei, unui sondaj făcut pe vreo 150.000 de biserici din America, și el, pe baza acestui sondaj, a adus în atenția noastră următorul procentaj. 10% din. Din bisericile din America, din aceste 150.000, sunt sănătoase spiritual. 10% dau semne de boală. Uh, pardon, 40% dau semne de boală. 40% sunt grav bolnave, iar 10% sunt moarte. Una dintre soluțiile lui era rugăciunea stăruitoare în grupele mici și la nivel de biserică. El a constatat că atunci când bisericile au lăsat rugăciunea deoparte și s-au concentrat pe părtășie firească, adică pe grătare, pe mâncăruri, pe volei, pe distracție și au neglijat latura spirituală, au riscat să moară. M-a pus foarte mult pe gânduri lucrurile acestea pentru că nouă ne plac părtășile în afara rugăciunii. E, ne simțim bine, când ieșim la iarbă verde, când ieșim pe munte, când ieșim cu bărbați, e foarte fain să mâncăm un grătar. Dar face mai mult decât atât. Sunt bisericile noastre pline de Duhul lui Dumnezeu? Din ce categorie suntem noi? Suntem din cele 10% de biserici sănătoase? Din cele 40% care dau semne de boală? Sau din cele 40% care sunt grav bolnave? Mă gândesc că nu suntem în cele 10% care... Reprezintă moartea spirituală. Încă mai mișcăm, încă ne mai străduim, dar frați și surori, fără puterea lui Dumnezeu peste noi, care vine în timp ce stăruim în rugăciune, bisericile noastre se vor lupta cu boala vremen îndelungată. Avem nevoie de puterea Duhului. Amin? Avem nevoie de puterea Duhului. În al doilea rând, descoperim în scriptură că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă umplerea inițială. Când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei în fapte capitolul 2, ne spune că toți s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii botezat cu Duhul lui Dumnezeu, înseamnă să fii plin de puterea Duhului. Iar Pavel ne spune în Efeseni capitolul 5, versetul 18, că scopul lui Dumnezeu este să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Când aș întreba eu, o dată pe săptămână, o dată pe lună, sau în viața noastră de zi cu zi. Pavel spune: Nu vă îmbătați de vin. aceasta e-destrăbălare, ci din potrivă, fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. Fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, vreau să vă gândiți la imaginea aceasta. Avem multe goluri în inima noastră. Golurile acestea sunt teritoriile în care diavolul poate acționa și poate să ne influențeze. Să nu ne jucăm cu locurile goale din inima noastră, pentru că ele sunt locurile unde putem să fim influențați. De aceea trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre, ca să nu-i permitem diavolului să umple inima noastră cu ceva din ceea ce îi aparține lui. Gândiți-vă la următorul exemplu. În fapte capitolul 5, versetul 3, găsim doi oameni care s-au jucat cu locurile goale din inima lor. Anania și Safira. Erau oameni credincioși, mergeau la biserică, au fost botezați în apă, erau darnici. O parte din moșoara lor a adus-o la biserică. Dar nu erau plini de Duhul Sfânt. De unde știm lucrul ăsta? Pentru că la un moment dat Petru îi spune de ce ți-a umplut satana inima. Gândiți-vă puțin că dacă inima lor ar fi fost plină de Duhul lui Dumnezeu, satana n-ar fi avut ce să toarne în inima aceea. Dar pentru că inima lor n-a fost plină de Duhul lui Dumnezeu, satana a găsit o portiță, a găsit un domeniu neumplut de Dumnezeu, unde Dumnezeu nu era prezent și le-a influențat gândirea, atitudinea și deciziile. Și au murit din pricina aceasta. Pentru că locurile goale din inima noastră sunt locurile unde suntem cei mai vulnerabili. De ce avem nevoie de plinătatea lui Dumnezeu? Ca aceste goluri să fie umplute de prezența lui eliberatoare. Ca el să vină și să zică și acolo te pot ajuta. Și acolo pot să intervin. Și acolo pot să fiu de partea ta. Fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de botezul cu Duhul lui Dumnezeu. Ca să fim plini de Duhul Sfânt. Și al treilea lucru pe care îl descoperim e că botezul cu Duhul Sfânt nu este o experiență abstractă, ci este una reală care te echipează pentru slujire. Deci, botezul cu Duhul Sfânt nu este o experiență abstractă să doar să ți o imaginezi că ai avut o. Ci este una reală care te echipează pentru slujire. Nu știu exact care au fost semnele pe care le-au văzut oamenii, dar dacă citim faptele Apostolilor, descoperim că cei care erau botezați cu Duhul lui Dumnezeu erau cunoscuți de către comunitate. Ștefan plin de Duhul Sfânt. De unde știau oamenii că Ștefan e plin de Duhul Sfânt? Petru plin de Duhul Sfânt. Bun. De unde știi că ești plin de Duhul Sfânt? De unde știu cei din comunitate că ești plin de Duhul lui Dumnezeu? Au văzut ceva a observat ceva, pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu se manifestă printr-un om credincios, ceva se schimbă în viața acelui om și acel om devine un agent pe care Dumnezeu să-l poată folosi pentru gloria și slava lui. Vă citesc câteva texte. Fapte capitolul 2, versetul 33. Petru predică și le spune oamenilor, nu vă mirați, nu ziceți că ăștia beți, nu vă bateți joc de ei, Dumnezeu a turnat ce vedeți și auziți. Când cineva e botezat cu Duhul Sfânt, se vede ceva și se aude ceva. Adică se experimentează o schimbare. Oamenii văd lucrul acesta. Oamenii cunosc lucrul acesta. Oamenii se uită la tine și spun, s-a întâmplat ceva cu tine. S-a întâmplat ceva cu tine. Fapte, capitolul 8, versetul 18. Simon, despre care am vorbit data trecută, când a văzut că Petru se ruga peste samariteni și ei primeau Duhul Sfânt, zice Scriptura așa, versetul 18. Simon a văzut că Duhul era dat prin punerea mâinilor. Nu ni se dau detalii ce a văzut Simon. Se aprindea o lumină pe fața oamenilor, explodau în strigăte de bucurie, săreau un sus de bucurie. Nu știm exact ce se întâmpla acolo, dar știm că era ceva vizibil. Simon a văzut că Duhul lui Dumnezeu era dat prin punerea mâinilor. Fapte, capitolul 10 de la versetul 44 până la 46, au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Cum și-au dat seama de lucrul ăsta? Îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Au putut confirma experiența, nu era vorba de ceva abstract, de ceva imaginar, ci era vorba de ceva real. Este posibil ca discuția despre semnele exterioare ale botezului cu Duhul Sfânt să ne conducă la controverse. Eu vin dintr-un mediu unde se discuta foarte mult despre semnele, despre dovada că ai primit Duhul lui Dumnezeu. Și am auzit o grămadă de teorii. Și am văzut, din păcate, frați și comunități întregi care se certau pe baza acestor teorii. care e semnul că a primit cineva botezul cu Duhul Sfânt? Dați-mi voi să vă zic un lucru. Primul semn că cineva a primit botezul cu Duhul Sfânt e că nu se mai ceartă. Ok? Dacă tu pui mâna pe Biblie și ești gata să-i dai la propriu un cap celuilalt că nu crede ca tine, nu știu ce Duh ai primit. Ai primul semn că ai primit Duhul lui Dumnezeu, că nu te mai cerți. Ești gata să-l asculți și pe celălalt. Ești gata să accepti și experiența celuilalt. Tu, de exemplu, ai primit o experiență. Celălalt s-ar putea să zică, frate, dar la mine nu s-a manifestat așa. Domnul să te binecuvinteze, ești plin de Duhul lui Dumnezeu, sunt frate, mă bucur pentru tine. Nu trebuie să căutăm uniformitatea experiențelor. Nu toți oamenii au aceleași experiențe. Experiențele pot fi diferite. Dar plinătatea este ceva real. Este ceva ce schimbă inima noastră. Este ceva ce ne transformă comunitățile. Nici nu putem da seama, frați și surori, ce diferență este între un om, între o biserică plină de Duhul sfânt și un om și o biserică în care Duhul lui Dumnezeu nu mai lucrează. Mă uit o dată pe un frate făcând această comparație. Fraților, ați băut vreodată băutura asta nesănătoasă, dar dăm, dăm exemplu. Ați băut vreodată vreun pahar dintr-o sticlă proaspătă de Coca-Cola, cu acid, cu tot ce-i trebuie, și un pahar dintr-o sticlă de Coca-Cola zbătută bine, care nu mai are acid și care a stat și în căldură. Ați văzut diferența? Câți dintre voi puteți să beți ceaiul ăla dulce, cald, fără acid? Parcă nu e Coca-Cola, parcă nu are niciun gust, nici nu-ți vine să-l bei. Cam așa e diferența dintre creștinul care e plin de Duhul lui Dumnezeu și are acid în el și are putere în el și cel care nu are și cel care e lipsit de puterea lui Dumnezeu. Dar vreau să țineți minte că experiența aceasta nu este dată ca tu să te bucuri de anumite senzații. Experiența aceasta botezului cu Duhul Sfânt îți este dată pentru slujire. Ci voi veți primi o putere și nu se oprește aici. Pentru că dacă s-ar fi oprit aici, voi veți primi o putere, toată lumea ar fi luat puterea asta, o băga într-o cutie și zicea eu am puterea lui Dumnezeu, dar nu. Dumnezeu zice voi veți primi o putere. Și veți fi martori, puterea nu-i pentru tine, puterea e pentru Hristos, ca să devii martor al Lui. Îmi veți fi martori, același termen folosit la baza cuvântului martir. Veți fi oameni care vă veți da viața pentru mine, pentru că asta va face Duhul Sfânt din voi. Vă va învăța să vă dați viața pentru mine și veți duce Evanghelia până la marginile pământului. De asta avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Să fim plini de puterea lui Dumnezeu care călăuzește sufletul nostru. Să ducem Evanghelia la toate națiunile. La toate națiunile. Putem să ducem Evanghelia la toate națiunile fără să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Putem oare să mergem în țări unde Evanghelia este contestată și unde creștinismul este persecutat? Dacă Duhul lui Dumnezeu nu este din plin peste inimile noastre și dacă El nu deschide uși speciale de cuvânt și dacă El nu scoate în calea oamenilor și în calea misionarilor care merg acolo posibilități supranaturale de a vesti cuvântul, sunt la ora actuală țări inaccesibile din punct de vedere omenesc. Corea de Nord, Iranul, Afganistanul, țări unde dacă au descoperit că predici Evanghelia, te execută în public. Și totuși în aceste țări sunt biserici. Dacă mai țineți minte când au venit frații de la Portul Verci și ne-au vorbit despre uh, misiunea din Corea de Nord, ne-au vorbit cum îi călăuzește Dumnezeu. Cum le descoperă Dumnezeu locuri de întâlnire? Cum le descoperă Dumnezeu persoane cu care să ia contact să le dea Biblii? Cum le vorbește Dumnezeu prin vis de noapte? Cum trimite Dumnezeu misionar la ei într-un mod supranatural? Acolo e vorba de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Nu e vorba de planificare umană. Oamenii nu știu cum să planifice, oamenii nu știu cum să ducă Evanghelia la ora actuală în Afganistan, care este sub controlul talibanilor. Pentru că Evanghelia este persecutată. Și totuși sunt biserici acolo. Și totuși, Duhul lui Dumnezeu lucrează acolo. Cum? Prin puterea Duhului. Pentru că Duhul lui Dumnezeu întotdeauna va scoate slujitori la secerișul lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să avem nădejde în vremurile noastre, în aceste clipe, îngrijorătoare, poate din punct de vedere spiritual, pentru societatea occidentală, în sensul că ne luptăm colene și așa cum spuneam, cu o apatie spirituală care pare să devină un fel de pandemie peste Europa și peste America. Ce ar trebui să cerem noi în aceste vremuri? Să cerem ceea ce ne spunea fratele Toțer la începutul mesajului meu. O revărsare a Duhului peste bisericile noastre. Avem nevoie de revărsarea Duhului peste bisericile noastre. Tot Toțer spunea cu alt prilej, că dacă Duhul lui Dumnezeu ar pleca din unele biserici moderne, ele nici nu și-ar da seama, pentru că El nu s-a mai manifestat în mijlocul lor de o bună bucată de vreme. Avem nevoie, dragi frați și surori, și vă încurajez din toată inima, avem nevoie de o atitudine plină de nădejde în Dumnezeu, că ne vorbea fratele Ionus despre atitudine. Atitudinea este foarte importantă. Care este atitudinea noastră? Doamne, suntem slabi. Doamne, vremuri de criză. Doamne, mor bisericile. Doamne, 80% din biserici au boli grave. Doamne, nu se mai poate așa ceva. Nu mă mai duc la biserică. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Sau atitudinea noastră ar trebui să fie, iată-mă, Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Vreau să fiu de folos lucrării tale. Ce vei alege să faci în această zi? La poarta noastră bate sărbătoarea cinzecimii, adică coborârea Duhului Sfânt te vei uita la această sărbătoare, vei mânca mâine probabil mai bine decât în alte zile, că e sărbătoare, dar vei avea această dorință în inima ta, pe care mi-am dorit-o încă de la începutul mesajului. Vei avea această dorință ca măcar una dintre rugăciunile tale să fie aceasta. Doamne, umple în viața de Duhul Sfânt. Doamne, umple în viața de Duhul Sfânt. Și dacă te vei ruga pentru tine, te încurajez să te rogi și pentru biserica noastră. Doamne, umple-ne viața de Duhul Sfânt aceasta e dorința pe care o am și aceasta e dorința mea pentru biserica din Geneva, ca Dumnezeu să reverse plinătatea Lui peste noi, ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea putere, să ne scoată din starea noastră de apatie spirituală, să pună pasiune pentru Evanghelie în inima noastră și să ducem Evanghelia până la marginile lumii, sacrificându-ne pentru Domnul nostru, pentru că Duhul e în noi ca să ne desăvârșească. Să slăviți să fie numele Lui. Amin.